Așa, spală-te. Nu, sunt preot ortodox român. În mod serios, sunt puturos și jegos. Preoții ortodoxi, mulți dintre ei am văzut cu sarafane de alea pula mea ca la gagici, lungi și jegoși. Bărbași, cu părul lung așa, soios. Și nu te, dacă m-am apucat de călugărie și mai ales că trebuia să îndeplinesc condiții la călugărie, că am văzut eu cu călugări, uiteau ăla la mine, dar îmi place călugăria de la călugări. Că a venit lumea și băga bani în buzunar. Ce înseamnă, ce mișto. La mine nu vreau să-mi dai niciun bani. Lumea, că zic, bă, sunt, imediat mă dezic, sunt poet. Și n-are ce să-mi dai bani. Păi ai o carte publicată. No, no. Nu pot să-ți vând eu un caiet? Să zicem, nu. Întâi îl trage la Xerox. Merge la Xerox și îți dau cap pe premia lui Ceaușescu cu carte cu Xerox. Și îmi dai și tu 10 lei pe poezie. Mă semnesc pe ele, ai ceva de la Naruto. Da, dacă sunt preot, nu vreau bani. Preot, de la călugă. Și sunt de la serios, jegos. Cum sunt călugă? Mi-am zis eu, călugă domnul singur. De ce? Nu mai mă fut, nu mai mănânc, nu mănânc de dulce, țin post în fiecare zi. Și sunt călugări modern. Unde mă duceam acolo, zicea ăla, n-ai internet. Eu am internet. O să ia internet și călugării, că am văzut cu telefoane de alea haladite, cu 4G sau 3G sau 2G sau 1G, și G zice că eu n-am niciun G. Ce, nu bagă și pe ceva pe G-ul ăla? Bă, măcar site de Biserica Ortodoxă Română, am văzut site-uri. Deci există călugări cu internet care bagă de-alea. Se bagă scrisuri de călugări. E de-alea făcute de călugări. Se tipăresc cărți de călugări. Ce, călugării n-are internet acolo? Ca să-și bage ei de-alea. Nu l-am crezut, ăla e cam călugări candiliu. Cred că ăla stătea în cuca mâncăi. Sau cuca mâncăi. Și m-am făcut călugări. N-aveți chef să vă închinați la mine? Nu vă închinați, închinați-vă la Dumnezeu, să vă dați sănătate. Pa!